Ciucu te invită să afli totul din prima. Începe exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, dar câte avem și azi de făcut? Nu mai pierdem vremea, o mulțime de invitați, foarte multe emoții, tare, tare, să vedem! Elena Merișoreanu va fi străbunică. Beatrice, nepoata cântăreței de muzică populară, va aduce pe lume un băiețel. Cum a reacționat artista? Stați cu noi! Jean Paler a fost jefuit. Ce a pățit artistul? Aflați numai la Exclusiv VIP. Mihaela Tatu surprinsă de echipa Exclusiv VIP. Ce declarații face vedeta? Emilia Doroban, surpriză de proporții în platoul Exclusiv VIP. De cine îi este dor cântăreței de muzică populară? Oana Turcu și invitatul ei, medicul Renert Gad, ne vorbesc despre intervențiile chirurgicale. Cum să arăți mai bine și nu mai rău, ca în cazul multor vedete, aflați peste câteva momente. Cât investesc vedetele în haine? Aflați imediat la Exclusiv VIP. E foarte bine, doamnelor și domnilor, e bine că se apropie și 1 mai. Sunt convins că veți pleca măcar de acasă, ieșiți până la colț și sărbătoriți 1 mai într-un fel, sau plecați din București, că o să se vadă că, evident, cozile bine știute. Începem cu știrile foarte tare ale zilei, așa cum v-am obișnuit, dragi prieteni. Haideți să vedem ce a mai apărut. Imediat o să vorbim cu o rudă a acestei distinse, adică cu celebra bunică o să vorbim. Ea este nepoțica, venea cu ea de mână la noi în emisiune și era nepoțica. Nepoțica doamnei Elena Merișoreanu. Nepoțica venea, era cu minte, se apuca de treabă. Am văzut-o la mănăstirea Radu Vodă pe nepoțică, apoi o povestit de ea de Paște, doamna Merișoreanu la noi. Nepoțica este însărcinată în 7 luni. Nepoțica o să o facă strănepoțică pe doamna Merișoreanu. Am fost în Anglia împreună cu mamaie. Mamaie este doamna Merișoreanu, da? La un concert eram însărcinată și nu i-am spus bunici. Eu primele 3 luni am ținut secretă sarcina față de toată lumea, nimeni nu știa. Am spus că așa este mai bine, să țin secret până se dezvoltă sarcina bine și este totul în regulă, spune nepoțica. Primele 3 luni știu că sunt mai problematice, ar fi putut să nu evolueze sarcina sau să am alte complicații, așa că am preferat să nu spun nimic. Am avut și grețuri, mă tot duceam la baie, mă întorceam și mamaie mă tot întrebea: de ce te duci, mamă, la atâta la baie? Îi spuneam că am mâncat ceva care nu mi-a picat bine la mol. La scurt timp am anunțat, a fost foarte bucuroasă, dar m-a și certat. Ce a zis? Mamaie, cum de nu mi-ai spus mie? Nu i-a venit să creadă, nici ne secundea la așa ceva. Este ultimul lucru la care se gândea ea. Doamnelor și domnilor, ce era în mintea și în sufletul doamnei Merișoreanu? Să aflăm chiar de la doamna Merișoreanu. Săru mâna, Hristos a înviat, adevărat, mâine poimine se naște. Ai, că adevărat am viat, Cristi, atât ție și și întregi echipe, dragul meu, vai, Doamne, măi, Cristi, ce să spun, am trecut așa prin emoții, că nu știam ce se întâmplă, da. Bun. Dar uite că... Câți ani are viitoarea mămică? Păi face 27, era și timpul. Era timpul, e ok. Dar ea, întotdeauna fiind lângă dumneavoastră, părea că e mai micuță. Dar ea este, într-adevăr, o femeie în toată firea. Am aflat că băiețel îl va chema Christopher Anthony. Ce părere aveți de nume? Știi de ce? Chris îl cheamă pe soțul, e viitorul soț, adică... Da? Și Antonie, pentru că ea s-a dus foarte mult și s-a rugat la Sfântul Anton să-i dea Dumnezeu un copil. Și a spus că pentru treaba asta îi pune numele Chris Antonia. Ascultați-mă un pic, deci eu când am văzut-o la biserică la Radu Vodă, ea pentru asta se ruga, nu?
Da, să știi că da, ea-s foarte credincioasă. Foarte tare. Am dorit să-i punem acest nume, spune viitoarea mămică, pentru că eu am și cetățenie americană și automat copilașul când se va naște va primi și el dublă cetățenie. Deci se va naște un mic româno-american. V-a șocat cumva această decizie a ei? Mă iubito, nu că m-a șocat, dar am fost tare bucuroasă, dar eu îți spun că înainte, ea când era însărcinată, dragă Cristi, da? Eu am stat cu ea în Anglia și la un moment dat am văzut-o și acolo că va intra la baie, ba că-i venea rău, zic, mă, ce ai, mă, fată, mă, ce-ai? Mamă, cred că am mâncat ciorba aia cu plăcere la restaurant și de-aia mi-e rău. Dar de unde? Eu îi spuneam, ia bagajul de pe bandă, vai că mă doare spatele, nu pot ridica. Nu m-am prins deloc, bă, deși-s bătrână, trebuia să mă prind, dar uite că nu m-am prins. Copiii ăștia așa sunt pișicherii ei. Bun, e foarte frumos, dar cum se simte Elena Merișoreanu cu apelativul de străbunică? Îți dai seama că mă simt extraordinar de bine. Vezi, dragul Cristi, când avem primul copil, zicem, Doamne, dăm sănătate să-l văd mare, să-l văd la școală, să-l văd măritate. Iată-te, acum mă uit la ea și nu-mi vine să cred că a crescut sub ochii noștri și că ea va deveni mămică. Ei, ce părere ai? Vreau să întreb și să mă întreb cam ce o să fie sau cum o să fie ochii Elenei Merișoreanu când o să-și vadă stranepotul, dacă îl cheamă Christopher Anthony, e clar că e băiețel. Băi, băiat, îți dai seama ce bucurie mare. Bun. Păi, transmiteți-i, vă rog, viitoarei mămici, că o așteptăm și noi în platou înainte să vină cu soroc. Dacă tot ne știm și ne-am văzut de atâta vreme și ați fost împreună cu ea aici și nu numai, o așteptăm să vorbim, să vedem și noi cum a făcut ea acest plan de a păcălit-o până și pe mamaie. Da, și pe maică sa, toată da? Lumea a păcălit. Dar la ce vârstă a sarcinii v-a spus? Păi să știi că era cam în 4 luni când ne-a spus. V-a ținut bine așa în tensiune. Vai de mine, eu am zis că și mor când am... Păi zic, nu se poate, cum? Să nu ne spui tu nimica? Da. Să mergi cu mine în Anglia și să nu spui nimica? Astea sunt copiii de acum, na, ei a vrut să fie sigură că ce sex are și ce... și să ne facă bucuroși pe toți. Doamne ajută să fie sănătoasă, îmbrățișăm străbunica, îmbrățișăm și mămica și bunica, de parcă Raluca ar putea să fie bunică, nebune. Vine apocalipsa, maică, n-ai văzut așa ceva, știi de mici și uite când au devenit bunici. Mulțumim foarte mult! Pupăm. Eu vă mulțumesc din suflet și vă pup, vă iubesc pe tine, noi. Pe Oana și pe Teddy. Sarumâna, mulțumim foarte mult și publicul vă iubește. După o scurtă pauză de publicitate, un mare actor își spune ofu, efectiv s-a trezit cu card. Dulgoliț, problemă mare. Vom și comenta această situație plus multe alte aspecte. Stați cu noi. Nenorocire cu traficul ăsta. Avem și noi aici un invitat cu care să comentăm știrile. Ăsta, care se pregătește de această mini-vacanță de 1 mai. Este un delir în oraș. Mă rog, pe la Piața Unirii nu se prea vede, dar prin centru e Balamucul Suprem. Bine v-am găsit, bine te-am găsit. Bine te-am găsit. Hristos a înviat. Adevărat a înviat, dragă. A fost mai devreme doamna Merișoreanu, care va fi străbunică. Nepoțica este însărcinată în 7 luni și va naște un mic româno-american, o coproducție internațională de răsune. E american. Ca și mamai. Vis în paradis, ce ai făcut? Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. Atenție mare! Nu râdeți că vi se poate întâmpla și vouă. Maestrul, prietenul, fratele nostru Jean Paler trece astăzi printr-o chestiune de-a dreptul cutremurătoare. Și zice Jean, dragi prieteni, sunt într-o situație disperată. Dacă este cineva care mă poate îndruma sau lămuri ce s-a întâmplat, v-aș fi recunoscător. Pur și simplu îmi verificam aplicația mobilă la bancă, unde am un cont deschis și mi-au apărut acum aceste tranzacții. Ce vrea să spună? S-am fi fost oare spart contul, i-a dispărut 1000 de lei din cont. Eu nu am făcut nicio tranzacție online în ultimele zile, nu mi-am pus datele cardului pe nicio platformă și nu le-am oferit nimănui. Banii vin, banii pleacă, vorba artistului.
Este inadmisibil așa ceva. Nu mai pot avea liniște până nu aflu ce s-a întâmplat, zice Jenica, fratele nostru. Am căutat pe internet și văd că este vorba despre un casino. Nu mai am cuvinte. Acum... Nu, Jenica n-a jucat la casino. Să știi că, apropo de chestia asta, o casino online... Nu are online, chestia asta cu casinourile? Nu, n-a avut-o. Maestru? Nu, el nu. Dar vreau să spun că, de exemplu, Oana a avut, are o pagină de Facebook, okay, unde monetiza diverse lucruri și a fost atacat contul și către un casino s-a dus. Și nu... Bine, da, casino. Și am recuperat cu mare scandal. Cazinou fără acceptul tău, tranzacție fără acceptul tău. Ce să tău, facă și el? Nu n-are cum. Din bancă, din... Știi foarte bine. Cu sloți de alea, cu nu știu cu ce. Cu sloți, cu ce vrei poate tu poate să apară. Jerica, nu era un casino, era o joacă, ceva. Să-ți scoată cineva, să-ți tragă de pe contul tău propriu, personal, cum vrei, din bancă, nu există fără acordul tău. Chiar dacă are banking online, maestru, probabil, domnul automat... Domnul Adrian, fică pentru domnul Mircea Zara, nu s-a inventat hackerii și nici spargerea de carduri. S-au inventat hackerii, dar fără un accept al tău minim, nu poate să spargă nimeni nimic. Ia, zi-o pas. Dați-mă telefon la vreun șuț ceva ca să știu. Exact, dar dacă tu intri pe ele, le deschizi în momentul acela, da, le dai acceptul, păi să-ți da, și intre. În momentul de față dai accept, dar cam maestru a zis că n-a acceptat nimic. Te pune să dai accept pentru cookie-uri și alte chestii, nu? În doi pași pe Facebook, îi se poate sparge imediat fără acordul lui. Absolut. Păi da, și acolo ce acord dai? Nu dai niciun acord. Nu strage nimeni bani din cont. Dar de unde știi, dragă, atâtea lucruri? Păi nu, dar e la mită. Lucrezi la bancă? Nu lucrez la bancă. Ești vreo filială? Nici măcar. Da, dar ideea că orice tranzacție pe care o faci, atât ai cardul pus pe telefon în momentul de față, folosești opțiunea asta? Logic. Nu? E, dacă ai opțiunea asta și dacă cineva vine cu un POS lângă tine și dacă se apropie de tine... Știu, din acest motiv eu nu mi-am pus cardul pe tu ești telefon. Ăla care plătește numai cash? Nu. Am card. Am și cash, rarisim. Dar cardul ce ai făcut? L-ai rămas acasă, nu? Nu, este în portofel. E cu tablou cu flori sau ești este ceva simplu? A nebunit Brancu, eu am plecat, mă enervez, deci puțin. Stai jos, că ai interziat. Nu mai suport. Zara, stai jos. Stai jos, domnul notă profesor. De trecere, da? Te rog frumos. Deci, doamnelor și domnilor, Jenica pierduse 1000 de lei pentru un actor... Și e cu mult. Problemele lui de sănătate, el dă foarte mult pe medicamente, în urma problemelor lui de inimă, este absolut enorm. Până când, breaking news, doamnelor și domnilor, asta e știrea care a apărut dimineață. Ce s-a mai întâmplat? Avem un mesaj care a venit acum câteva minute și atenție mare, zice așa. Este de la Jean Paleria, să vedem, s-a rezolvat. S-a rezolvat, am recuperat banii. Zina, maestre. Da, zi. Doamnelor și domnilor, uite aici, mi-am recuperat banii. Poți să acuscu numărul. Mi-am recuperat acum 10 minute, au intrat pe card. Doamne ajută. E un caz fericit. Trebuie să recunoști că e un caz fericit. Sunt situații în care nu-ți mai recuperezi nimic, nici da. Măcar profil de Facebook, Instagram, dragi, laci, iartă-mă, Doamne, că suntem... Nici nevestele nu mai pot fi recuperate sau soții uneori. Nu se mai știe. Apocalipsa, maică. Da. Apocalipsa internetului. Ideea da. E că trebuie să fiți foarte atenți în momentul în care primiți astfel de mesaje. Încercați să le evitați pe cât posibil, nu le deschideți, dați-le delete, ștergeți-le direct. Nu intrați în ele dacă nu le cunoașteți, dacă nu vin de la persoane apropiate, atunci da, puteți avea încredere. Altfel, ideal e să nu deschideți nimic. Manda s-a ars, știu lucrul ăsta, mi s-a întâmplat. Cum te-ai ars, dragă? În sensul bun al cuvântului că... Ți-au luat banii? Nu. Profilul de Instagram, am deschis un căcat de link. Te rog frumos, fie expresia, reformulează. Da, o mizerie de link. O mezerie. O mezerie. Și uite că brusc, dar cum să spun, așa... Hats s-a dus profilul. La fel de hats am fost și eu, de hâț, ca să zic așa, să-l parafrazez pe Dorian. Da. Hâț, să vezi ce a făcut Zara, mamă, într-o oră jumate, spre surprinderea mea, adică, și bine, cu ajutorul lui foarte bun coleg Dan Vasilcin, operatorul meu care merg prin țară de 23 de ani, am reușit într-o oră jumate să-mi recuperez profilul de Instagram. Ce-i drept? Am pierdut 100... Nu știu exact cum e Zara, dar operatorul este robocat, frățioare. Este. Ultima știre. Este. Hai să vedem, după care o să vorbim puțin de mâncare și după ce avem o intervenție, am prins-o pe Mihaela Tatu în oraș, o să te rug să năpădești peste domnul bucătar să vedem exact. Miroase oricum dumnezeiește, miroase aici. Da, am multe amintiri frumoase, povestește Maria Tărchilă, sora lui Petrică Mățu-Stoian, vis-a-vis de domnul Gușman, prietenul și asociatul lui Petrică Mățu-Stoian.
ani. Nici nu știu care să o povestesc, pe care o să o povestesc, pentru că sunt multe pomenirile, îi le ținem normal așa cum este tradiția în popor, nu facem pomană împreună cu Gușman. Nu avem de ce. Plus că el nu are de ce să-i facă pomană. Noi suntem familia lui, deși Doru Gușman spunea că el este familia lui Petrică Mutrișoian. Deși am înțeles că acest Gușman l-a cam oprimat pe săracul Nea Petrică. Nu știu ce înseamnă oprimat, mă, că Petrică, adică, Dumnezeu să-l ierte, i-a dat banii de bunăvoie. I-a dat banii, da, bătut, mă rog, povestile sunt mult mai profunde, ca să zic așa. Nu știu ce vrei să spui. Da, probabil, mă rog, că Gușman îi face pomenile lui Petrică pentru că vrea să pară interesant. Nimic mai mult. Oia! Doamna Tărchilă s-a supărat iar. Aici este un conflict vechi, pentru că de la un moment dat Petrică a avut bani mulți. Ia și tu un loc. Nu trebuie. Ah, okay. Așa. Când îmi trebuie, mă așez. Deci, nu, n-am niciun fel de boală, pot să mă așez, nu mă mănâncă. Ah, okay. Da, deci, Petrică Mâțu Stoian a avut foarte mult, a câștigat foarte mulți bani, pe care i-a investit în afaceri cu Doru Gușman, în casa în care a locuit și care era proprietatea domnului Gușman și ajutând chiar familia domnului Gușman. De ce? Dom'le, ce își face acest omul cu Gușman, am înțeles că acest domn Gușman, nu-l cunosc, vis-a-vis de domnul Petrică, povești, deci da, n-am nicio legătură, recunosc. Era impresarul lui, mergea peste tot cu el. Anyway, da, doar că vis-a-vis de domnul Petrică n-a avut nici cea mai mică înțelegere, grijă, la un moment dat chiar separându-l foarte tare de tot ce însemna casă, ținându-l într-o coșmerie. De cealaltă parte a familiei. Da, nu știu, nu, și nu, de familie. Nu, vorba da, era că, domne, era o casă foarte mare și pe el îl ținea într-o magazie. Ținea undeva mai jos, așa, asta la un subsol. Spun, deși dar nu ținea, acolo stătea Petrică. Oana, și da, oameni care au lui, aici e problema, pe banii lui, ai lui Petrică. Repet. Mă rog. Ce-și face omul cu mâna lui? Se numește? Lucru manual. Bravo. Până acum suntem pe urmele Mihaelei Tatu. Reporterul nostru a găsit-o. Până atunci, a ce miroase, frățioare? De trei ore acasă. O ardem pe praz. Dă-te pe el. Ghiță, la Ghiță e operatorul nostru de la camera mobilă, da. Un băiat pe care îl știu, cred că din 1000, de când ești în Ghiță? 1995. Din 95, deci, ne știm, de pe vremea Tele7-ului, ești nebun. Vedeta noastră de astăzi va fi prazul. Vom face o supă cremă de praz cu fân comestibil. Fân? Da, știu, sună mai ciudat, dar o să vedeți, se face iarbă, foarte, nu poți foarte să-i spui iarbă direct? Deci facem o supă, da? Nu, o să facem și cu iarbă cât de curând, să sperăm că se deșilege. Iarba în direct, băi. Iarba verde de acasă. Gazon. Și mai avem nevoie și de iarbă, da? Și da, ca fel de bază vom pregăti niște jangale de porc. Jangale. Jangale de porc. Ce sunt jangale? Jangale, acest preparat este după jangale, mai romane. Din locale. E gypsy style, așa. Gypsy style, nu? Da, da, gypsy, da, așa spune. Exact, Dubai style, că tot s-a întors în Dubai de curând. Mai facem o dulceață de ceapă, o mămăliguță. Magdalena, să nu minți că jangale n-are dinți. Doamnelor și domnilor, revenim cu acest cuplu comic fantezist gastronomic, dar să-i dai ceva să guste. Ideea e că miroase, deci nu vreți să știți, de când am intrat în studio, de nebun, am venit de isteric pe toate culoarele, până ajunge în studio la Brancu, îți ia vreo jumătate de oră. Treci de filtre, băi, te întreabă, te scanează. Și aici de pe hol, vreau să vă zic, se simțea mirosul mâncării din studio. Deci, bine, într-un nu, mega fel. Nu ne place să facem ciudă și colegilor. Atâmpiți și cealaltă televiziune care este vecină cu noi. Încă vreo trei care sunt vecine. Și mai sunt două mai asta zic. Doamnelor și domnilor, unde este Mihaela Tatu? Unde e de trei ori femeie? Unde e Mihaela Tatu? De trei ori femeie. Unde e? Bună ziua, Cristi, dragi telespectatori. Avem astăzi o invitată specială, dragă sufletului nostru, care îți transmite salutări și, uite, a venit astăzi la București. Din păcate, nu a reușit să ajungă la noi în studio, însă ne-am întâlnit cu mare drag cu doamna Mihaela Tatu. Bine ați venit la noi la București. Nici nu știi de când i-am promis lui Cristi că voi ajunge la el înainte de a pleca în Dubai. Însă uite-te și tu cum i-am venit de dimineață și mâine dimineață plec spre Timișoara. Te salut, te îmbrățișez și pe tine și mai ales cei care privesc la emisiunea ta. Am venit pentru că niște oameni de bine din Oradea s-au gândit să lanseze, să scrie o poezie. Pentru că niște oameni de bine din Oradea s-au gândit să inițieze o campanie de a face cunoscut fetițelor și băiețeilor zone deosebite de pe teritoriul României. Și au început cu istoria, cu Aelia, fetița dacă, întâmplări din viața dacilor de atunci, foarte bine documentat. Cartea este aceea și eu i-am pus voce și am o bucurie extraordinară. Și mă duceam să le arăt și copiilor, fetițelor de la grădinițe și de la școală. Am văzut și păpușica și v-am văzut și cu multe fetițe, așa,
pe pagină, pe pagina de Instagram. Uite, asta este, da, pentru că de copiii rămân, au fost, sunt și vor rămâne slăbiciunea mea. Am stat și m-am gândit, m-a întrebat odată tot o reporteriță, ce slăbiciune am, adică care este călcâiul lui Ahile al meu. Și am stat și m-am gândit că nici măcar dulciurile nu mai sunt o slăbiciune de care nu pot să scap, ci copiii. Și de ei nu vreau să scap niciodată. Și nu vine din faptul că nu am nepoți sau că am un singur copil care este departe, ci pur și simplu acea stare de bucurie ludică m-a caracterizat tot restul, toată viața mea și cred că mă va caracteriza până la final, face parte din structura mea și înțeleg și am senzația că mă ridic la nivelul copiilor, nu cobor la nivelul lor. De asta am o relație deosebită cu ei. Dar copilul plecat departe a venit la dumneavoastră, nu? Și v-ați bucurat așa de el, de ea, de fapt, de Ioana. Vreau să spun că anul acesta a fost un an și este în continuare un an deosebit pentru mine. În 29 aprilie voi împlini 11 ani de când am pornit pe Camino. În 29 aprilie voi împlini 10 ani de când m-am mutat la Oradea. Iar în 7 aprilie am împlinit 60 de ani de existență. Nici nu vine să cred că au trecut. Exact, da, 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 frumoasă vârstă. La pe mulți ani și de la noi, așa cu întârziere. Mulțumesc mult, a fost o petrecere pe care mi-am dorit-o din tot sufletul, pentru că nu mi-am mai ținut ziua de la 40 de ani. Părinții mei mi-au ținut ziua la 10 ani, eu mi-am sărbătorit-o la 40 și acum era și cazul. Și mi-am strâns finii și prietenii și oamenii dragi sufletului meu, mi-am strâns din toate colțurile țării și din toate colțurile lumii, pentru că fiica mea a venit din Berlin, prietena mea a venit de la Bruxelles, altă prietenă a venit de la Roma, din Constanța, Suceava, Bucovina, Timișoara, din Arad, din Satu Mare, de pe peste tot București, cât cuprinde, fost colegi de serviciu, 108, au fost 112 persoane, însă am avut oameni care n-au putut să vină justificat, din Cluj, cum aș fi putut să uit, așa, și au fost 108 și a fost cumva. Urmează să scot fotografiile, nici măcar n-am avut timp. Încă mai trăiesc emoția. Uite că au trecut 3 săptămâni și eu încă trăiesc emoția. Ce-și dorește Mihaela Tatu la 60 de ani, la schimbarea prefixului? Ce vă mai doriți pentru dumneavoastră? Mi-am făcut 2 torturi, să știi. Unul cu tort alb, cu fructe și așa mai departe, și am trecut 30 și am mai făcut încă unul de ciocolată cu 30, pentru că nu duce mintea mea 6-le ăla de acolo. Însă 30 cu 30 parcă sună altfel. Înainte de absolut orice îmi doresc sănătate. Eu dacă sunt sănătoasă, am atât de mult entuziasm, energie și efervescență și bucurie în a vedea lucrul făcut, mai ales în acest proces de împărtășire a informațiilor și a unei experiențe, încât doar sănătatea mă poate opri să nu-mi duc lucrurile la bun sfârșit. Ce-mi doresc? Îmi doresc să am încredere nețărmurită în copii și în această generație care se ridică, se ițește acum. Și îmi doresc să mă fac utilă. Ăsta este, cred că, cel mai important lucru pe care mi-l doresc. O să revin la Ioana și la dorul față de fiica dumneavoastră. Cât de des vă vedeți? Față, face to face, ne vedem cam de 3-4 ori pe an. Acum a stat o săptămână cu mine. Însă ne vedem la 2-3 zile. Din această perspectivă, trăiască tehnologia. Da, nu, ne vedem. Ne vedem și vorbim foarte des și punem țara la cale. Și, de exemplu, ne făcusem la finalul anului trecut un plan să mergem în Turcia împreună la Bodrum, la centru de detoxifiere. A picat, în schimb mă duc eu la Berlin, pentru că are alte planuri cu mine. Ea are planuri cu mine acum. Sunteți și ce-mi place. Sunteți la fel de mămoasă și acum, chiar dacă ea a crescut și nu mai e așa micuță? Eu niciodată n-am fost mămoasă, sunt o mamă atipică. Nu sunt de acord ca mama să fie, sau părinții să fie prietenii, nu trebuie să existe o autoritate. În schimb, am fost mai mult în această zonă de a face lucruri împreună, de a fi camaradul, companionul, prietenul de joacă al copilului decât. Nu sunt mămoasă, chiar mi-a reproșat ea la un moment dat faptul că nu i-am ghidat mai mult hotărârile în viață, că eram nebună dacă dă chic să se spargă totul în capul meu. I-am construit personalitatea, iartă-mă că te întrerup, în așa fel încât să se să responsabilizeze, să știe să ia hotărâri în viață și să suporte consecințele, pentru a se gândi de 2 ori când ia o hotărâre. Întrebasem de
asta cu mămoșenia, ca să zic așa, pentru că eu știam că l-ați avut pe Gore, cățelul dumneavoastră iubit, că vi l-ar fi adus Ioana ca să o lăsați pe ea așa mai în pace și să vă canalizați atenția asupra lui. Mi l-a adus pentru că eram atunci cu genunchiul și nu reușeam să ies dintr-o stare din aia de inerție și a zis că dacă tu cu câinele nu poți să, dacă tu nu vrei să ieși, poftim, trebuie să-l scoți pe el. Cu Gore a fost altceva. Față de Gore am avut niște mi-a fost atât de mult aproape timp de 12 ani și jumătate și a fost părtaș la multe dintre acțiunile, evenimentele, concediile mele, ale noastre. El m-a ajutat să ies din acea poveste cumplită pe care am trăit-o când mi-am dat seama că trebuie să-mi schimb toate preocupările aproape la 180 de grade când am avut problema cu genunchiul. Da, da. A fost neplăcut. Dacă nu era el, dar să știi, constant mă gândesc la Gore, făcând comparație cu noua achiziție, pentru că am un cățeluș, am o cățelușă nouă. Am plinit... Vadorul de Gore se... Da, am stat 3 zile. Nu știu dacă a fost... Mie când mi-e dor... Tera o am de un an de zile, am plinit în 6 martie, am plinit un an, deci iată, are deja un an și o lună. Sunt total diferiți. Mie nu știu dacă mi-e foarte dor de persoane sau de ființe. Mi-e dor de momentele pe care le-am petrecut împreună și mi-e dor de emoțiile pe care le-am trăit în prezența lor. Deci aceste emoții, ceea ce nu e ok, pentru că asta înseamnă că nu reușești să te desprinzi de detașare, da? Ei, emoțiile alea pe care le aveam dimineața când trebuia să-l perii sau când trebuia să mă... Sau emoțiile neplăcute pe care le aveam când erau minus 20 de grade afară și eu trebuia să ies cu el la plimbare sau ploua de rupea și eu trebuia să ies cu el la plimbare. Însă te formează într-un anume fel, într-un soi de disciplină și voință pe termen lung. E bun un animal în casa omului. Deci dorurile mele sunt legate de emoții, de exemplu emoțiile copilăriei, emoțiile după amiezelor când veneam acasă de la liceul economic și când mă opream la cofetărie, mama îmi dădea bani să-mi cumpăr cornuri sau ceva de mâncare și eu mă opream și cumpăram un fruco și o indiană. Gustul acelei indiene cu frișcă de odinioară, ușor vanilat, așa, ca de pișcot. Uite, de exemplu, ăla e un dor. Mi-e dor de momentele în care urcam la 7 scări cu Gore când veneam la Brașov. Eu mă opream întâi la în canion la Dâmbu Mori, făceam 7 scări, veneam și după aceea ajungeam acasă la Brașov. Da, 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 da. Adică ne bucuram împreună. Alea sunt momentele. Mi-e dor de copilăria Ioanei în care stăteam și citeam povești. Poate de asta există și această carte. Dumneavoastră sunteți mereu așa plină de viață și povestiți frumos. Eu vreau să vă întreb dacă a fost vreodată vreun moment în care v-ați simțit așa singură? Nu singură. Nu singurătatea. Nu singură. Sunt momente în care mă gândesc că într-un viitor n-o să mai fiu la fel de, în Ardeal se spune virgonț, adică puternic, da? Și poate că ar trebui să fie cineva alături de tine. După care stau și mă gândesc că am foarte multe... Ajung, de fapt, să vă întreb dacă este cineva așa alături de dumneavoastră la Oradea. Dacă te gândești, nu. Dacă te gândești la un bărbat, da, nu, da, da. Nu. Am și la Oradea pe poate mai puțin, nu. Nu există, nu. Jumătate, am treabă. Așa. Nu, nu există. O spun tuturor că n-are niciun capăt. Adică nu e... Și nu cred că m-aș bucura nici dacă aș spune va există și nici că nu există. Pur și simplu, când nu te mai gândești la niște lucruri, ele se întâmplă. Eu trăiesc, fac lucruri care îmi plac, mă simt utilă. De ce trebuie neapărat să-mi agăț fericirea sau împlinirea sau tihna de prezența cuiva? Asta am dobândit în timp. Să nu te mai agăți de oameni gândind că fericirea este în ăla sau în aia sau fericirea este în relația respectivă. Nu, starea aia de bine este în tihnă și o dăruiești și altcuiva și altora. Că degeaba ai lângă tine un creștin sau o prietenă sau ceva, dacă tu ești cu popou în sus și nu te simți bine și nu te simți bine cu tine și împrăști un negativism în partea sau ăla sau aia este un deprimat și trebuie să-l suporți. Aud constant o expresie care a devenit, cum să zic, atât de uzitată că e clișo, relație toxică. Da.
Păi, ce facem aici? Hai să trăim frumos și bine, să ne simțim în tihnă cu noi înșine, evitând relații despre care credem că sunt toxice, dar oamenii, în loc să caute tihna și bucuria în ei înșiși, citești, faci lucruri care îți plac, îți iei un câine, îți iei o pisică, te plimbi pe Marul Crișului, te duci la film, la cinematograf, să faci lucruri care îți aduc bine, da? Te apuci și te agăți de alți oameni. Alți oameni nu ți-aduc ție tihna, nici bucuria, ci lucrurile pe care le faceți împreună, emoțiile care se declanșează între doi oameni făcând lucruri frumoase. Aia leagă doi oameni, alea, da? Voiam să spun ceva legat de, că mă întrebai tu că mai călătoriți, dar îmi place să călătoresc acum cu disperare, am intuit. Nu, acum voi merge între 21 și 27 mai, voi merge cu fetele, cu prietenele mele din Oradea, voi merge în Toscana. Am deja e totul pus la punct, aranjat. Pentru că înainte am depus, de făcut, construit un training de 20 de ședințe, asta pentru cei care așteaptă să ajung la studio. Lucrez la el, da? 20 de ședințe, câte 10-15 minute despre comunicare și bune maniere. La asta lucrez și zi și noapte, în continuu. Însă atunci, asta voi face. Mă întreabă lumea, mă, Mihela, tot pe drumuri, tot pe drumuri. Da? Săraca de tine, n-ai obosit? Asta mă ține în această stare pe care voi o invidiați și despre care spuneți, mă, dar ce iei tu de aia atâta energie?
pentru Emilia Dorobanț. O invităm alături de noi până una alta în bucătărie. Mircea Zara vrea să afle secretul jangalelor. Cristi, cred că eu mi-am găsit un nou coleg. O să plec cu el în țară la evenimente. Oricum, vorbele întotdeauna Mircea le are la el. Păi nu am eu las palabras en el bolsillo. Cum spune spaniolul, las palabras en el bolsillo. Așa, așa. Deci mâncarea absolut divină. Absolut zic divină. Cum o faci, că așteaptă Emilia aici să okay, vorbim. Ok, deci la jangalele, la jangalele noastre de porc cu mămăliguță și dulceață de, de praz, folosim următoarele ingrediente. Fleică de porc, sare, piper, prăjită, nimic, nimic exagerat. Mămăliguța noastră clasică cu ulei. Mălai. Ghiță, ulei, mălai, sare, ghiță, mălai, așa, și ca să usturoi. Și ca să combinăm, da, usturoi, să folosim usturoi un pic pentru porc, să-l aromatizăm. Ust, da. Și ca să se pupe toate aceste două ingrediente între ele, am pregătit această dulceață de praz unde vom folosi praz și cantități egale de oțet, apă, zahăr, Jesus, nimic mai mult, foarte puțină sare pentru balans. Și cam asta e nebunia. Bine, genial, cred nu că Mircea o să moară lângă mine de la oțetul ăsta, dar... Da, bine, bă. Dacă n-am bunit noi restul două ore aici, ori nu o să moară el care a venit de curând. Ne ținem tare. Excepțional arată și de gust, cred că este incredibilă. Mirosul te dărâmă efect. Stai acolo că poate îți dă ceva. Bă, uite, stai, eu discut cu fata frumoasă, da? Până crezi atunci. Că degeaba am venit până aici, până nu mănânc și până ceva. Nu mănânci, nu pleci? Până nu mănâncă așa și gura mea ceva. Bun găsit, Emilia. Bine v-am găsit. Să știți că miroase foarte bine și am recunoscut că e prazul ăla de la mine, de la Olt. De la Olt, ai văzut? De la Olt, de la Olt. Ce mai face Emilia? Bine, sunt foarte fericită pentru că am avut vineri, pe 21 aprilie, concertul de lansare al albumului, noului meu album, Suntem Suflete Pereche. Așa. Ți-l ofer cu tot dragul. Mulțumesc foarte mult, stai că l-arăt eu la popor. Suntem Suflete Pereche. Cui spui tu treaba asta? Cui spun? Lui. Păi este mai mult, este un mesaj mult mai profund de atât. Suntem suflete pereche. Iar un soț senzațional, nu degeaba am aruncat eu așa vorba asta. Bineînțeles că omului care mi este drag, da. Orice, domnul Cătălin? Este. Cred că fiecare dintre noi avem acolo un suflet pereche și... ceea ce am vrut eu să spun prin acest cântec este faptul că lucrurile materiale, așa, după care noi alergăm tot timpul, parcă nu ne pot satisface atât de bine nevoile alea emoționale pe care ni le oferă omul de lângă noi. Nu știu, liniștea, pacea, bucuria și împlinirea. Felicitări, foarte frumos album, să fie bine. Vedem aici imagini de la câteva spectacole foarte frumoase. Da, de la concertul de lansare de vineri. Alături de invitații mei, da. Matilda, maestru Botgros, lume bună. Da, orchestra Lăutarii de la Chișinău au venit la Severin. La Severin, doamnelor, domnule, pentru că da? Ea de la Severin se trage, adică acolo se duce. Acolo e casă, domiciliul de bază. Și au acompaniat toți artiștii, da, aici. Bravo. Am cântat alături de doamna Matilda, Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Andreea Voica, Nicolae Furduiancu, alături de maestru Furduiancu. Am creat un moment, zic eu, unic și deosebit pentru că a urcat pe scenă muzica reprezentativă a armatei și orchestra Lăutarii. Practic am unit cele două orchestre, au fost 100 uite, de oameni pe scenă. Băi, ați văzut-o vreodată îmbrăcată în costum de ofițer? Tu ce grad ai? Sublocotenent. Doamne, băi, de muzică grijă militară. Mare că e sublocotenent, da? Dar ce-am așa făcut șeful? Râde în glumind, dar incintă că e sublocotenent. Nu-ți minte că era ansamblul, nu mai știu cum se chema, al Ministerului de Interne. Aveau denumire, ansamblu folcloric. Doina era alarmate, da, Ministerul de Interne, există, nu știu. Este în continuare ansamblu Doina Almate. Eu am fost director câteva luni de zile, dar și doamnă director. Și, atât. Da. Aici am cântat alături de Andreea Voica. Bravo. Dar poate venim cu un proiect, de ce nu, nou pe care hai îl cântim, cu muzica reprezentativă. Da. Bun. Acum am vorbit și mai devreme de treaba asta cu Mihaela Tatu și azi este ziua de Dor la noi în emisiune. Mihaela a spus de cine este Dor, a povestit de celebrul Gore Cățelul legendar. Ție ți-e dor de cineva, dacă te gândești așa în urmă la anii tăi de început? Da, mi-este cel mai dor de copilărie, de toate momentele alea frumoase pe care le-am trăit alături de bunicii mei, de copii la țară. Uite, la aici școală. O secvență, facem o pauză. Ăsta e momentul în care Emilia a cântat împreună cu maestru Furduiancu, pe care îl salutăm și îl prețuim. Știe foarte bine. Superb. Bun. De cine ți-e dor? Mi este dor de toate momentele alea frumoase din copilărie, de școală, de școală, da, de doamna învățătoare care ea mi-a descoperit.
descoperit talentul. Da? Da, în clasa întâi, deci mi-aduc aminte. Deci da, așa ceea este. Ce vedem noi acum este rezultatul. Avem și fotografii, da, doamnă. Da, doamna Irina Tunaru. Doamna Irina Tunaru este doamna învățătoare și brunețica ești tu? Exact, da, eram un Vai pic mai de mine, dar te-ai schimbat, adică ești... Aici eram în clasa întâi, da. Sau în clasa întâi. Clasa a doua, da. Foarte tare. Aveam și coroniță. Aici da? Te recunosc după ochi. Mama mea era foarte dură cu mine așa. Avea nuielușa de fiecare dată și stătea aici cu ea cântai. Lângă mine în momentul începuturile, doamnelor și domnilor, cântai sau cântam, ținerii? Da, eram pe scenă. Bravo, foarte frumoasă. Cream tot felul de momente foarte pentru că mie îmi plăcea muzica ușoară. Deci tu erai în clasa întâi în 2001? Da, Doamne Dumnezeule. Doamne, mă acrisem de muncă atunci când s-a născut copilul ăsta. Doamne, sferească Dumnezeu și mai. Am 23 de ani, nu arde club. Stai jos. Atât? Mircea, stai jos. Deci, doamnelor și domnilor. Și când mă uit deja că fetița mea are 7 ani și urmează să plece în clasa 1. Doamne, doamne. Vine să cred când a trecut timpul. Așa este. Uite, avem o surpriză frumoasă pentru tine. Spune alo. Alo? Cine să fie la telefon? Alo? Da. Să rămână. Cine e acolo? Bună ziua, Irina Tunaru. Doamna învățătoare! Surpriză! Doamne, ce surpriză frumoasă! Doamna. Bună, bună, Alina, te pup cu mare drag. Alina, scuzați-mă, îmi permiteți să-i spun Alina, pentru că Alina este primul ei prenume. N-am știut. Eu așa am cunoscut, așa am crescut-o cu numele de Alina. Emilie e cel de-al doilea prenume pe care ea și l-a luat ca nume de scenă. Deci îmi dați voie să-i spun Alina. Bună, Alina, draga mea, ce faci? Nici nu mai știu ce să spun, sunt atât de emoționată încât de-abia îmi găsesc cuvintele. Mă bucur tare mult că, nu știu, vă aud și vorbeam de faptul că mi-este dor de copilărie, de momentele pe care le-am petrecut în primii ani de școală, când învățam când ne învățați notele muzicale și dumneavoastră m-ați urcat așa prima oară pe scenă și mi-ați descoperit cumva talentul ăsta și m-ați îndrumat ca să pornesc pe drumul ăsta. Ai reușit să dai strălucirea acelei scene din Cuțișoara. Mi-amintesc că în anul 2000 Alina a venit în clasa 1 și tot în anul 2000 în Cuțișoara s-a înființat o tradiție locală numită Sărbătoarea Nucului. S-a construit o scenă în aer liber. Alina a urcat pentru prima dată pe acea scenă în Cuțișoara în clasa 1. A făcut un spectacol de note grese, ca întotdeauna sau în fiecare an după aceea, acea scenă niciodată, de pe acea scenă niciodată, Alina nu a lipsit de 23 de ani, și copil fiind, și adult fiind, și cred că nu va lipi nici în continuare, este scena ei, e casa ei acolo, întotdeauna e așa cu toată dragostea la Cuțișoara, iar noi toți acasă o iubim și așteptăm de fiecare dată cu drag. Doamna Tunaru. Mi-amintesc, Alina, de tine cum erai și la simție că ea era mâna ridicată. Era prima care ridica mâna să dea răspuns. Și după ea, în fracțiune de secundă, colegii ei toți ridicau mâinile și nu știam pe care să numesc mai repede pentru răspuns. Dar ea întotdeauna reușea să impulsioneze grupul, clasa din care făcea parte. Bravo, Alina. Nu pot să-i spun Alina că eu știu de Emilia, ne știm de vreo 10 ani aproape. Da, în copilărie, așa îmi spuneam. O să-i spun Emilia, acum doamna... să fim în același Noi, în principiu, ne dorim ca în fiecare săptămână să ne întâlnim cu oameni care doresc să mulțumească cuiva. Prin urmare, în acest moment o să o rog pe Alina, pentru că ea a oferit un prim moment de agiu, să, în mod oficial, să vă spună dacă și de ce vă mulțumește din tot sufletul, dincolo de acel moment de lansare. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că mi-ați făcut această mare surpriză în ziua asta. Mi-aș dori tare mult să vă reîntâlnesc și să vă mulțumesc și aici, dar și personal, pentru faptul că mi-ați îndrumat așa de frumos pașii la început și ați avut încredere în un copilașul ăla care a avut așa un talent și a crezut cu adevărat în mine și
ați avut așa grijă de pașii mei. Vă mulțumesc din suflet și mă bucur din inimă că v-am auzit astăzi. Și eu îți mulțumesc, Alina, pentru că 4 ani cât ai fost eleva mea, mi-ai făcut viața mai frumoasă. Acum vă mărturisire în direct, domnul Cristi Brancu, la emisiunea dumneavoastră. Eu nu am copii, am doar copii de la școală, dar dacă aș fi avut o fată, mi-aș fi dorit să fie ca Emilia. Foarte frumos. Mulțumesc foarte mult, Alina, și tu trebuie să îți păstrezi în continuare caracterul tău ales și să nu te oprești niciodată din evoluția ta. Vă mulțumesc din toată inima. Iată-mă că intervin. Se prăjește fânul. Ai mai văzut vreodată prăjindu-se fân? Fân prăjit. Fân? Hai să vezi, vină încoa, vină încoa. Hai încoace. Du-te, Emilia. E un proces pe care nu-l vezi în fiecare zi. Du-te. Prăjit de fân. Prăjim fân. Mamă, Mircea, dacă nu ne iese, ce facem acum? Am deci, pus și reclamă deci, degeaba. Ai văzut vreodată fân asta prăjit? Asta nu-i ceapă? Nu. Mă, e praz pe care l-am dat prin făină și amidon. Am înțeles. E la mișto, adică să ne înțelegem. Da. Și acum el o să-și ia o textură mai crunchy, mai crispy. Practic are o crustă, nu? Se formează da, așa o crustă. Da. Și o să aibă și culoarea aceea specifică fânului mai de toamnă. Așa. De asta când mă gândeam, zic, bă, să ajung să mănânc fân. N-am văzut până acum, dacă ce să vezi, e praz. Când o să vină și sezonul știrului, o să vă fac și o ciorbă de știri. Nu numai porci mănâncă știri. Am crezut că sezonul știrilor. Nu e permanent asta cu știrul, dar stai o secundă, dar grohăim când mâncăm știri? La final, nu știu, acum fiecare se comportă cum vrea. Da. Ideea e că e foarte mișto. Da. Ultima mea întrebare acasă, să văd dacă Emilia, ultima mea întrebare pentru tine și m-am bucurat foarte mult că ți-am provocat această întâlnire. Când gătești tu acasă, ce gătești mai bine? Pentru cea mică gătesc șnițele tot timpul, cioplițe. Dar nu-i bine și cu șnițelul prea mult prăjeala. Știu, dar este preferatul ei. Înțeles. Și fac pentru soțul meu, gătesc foarte des vită, îi place carnea de vită la grătar, și vită în sos de rodie. Bucățelele le tai așa cu ceapă. Sos de rodie, da. Este arabic style, domnule orientale. Da, doamnelor și domnilor, o pupăm pe Emilia, îi mulțumim foarte mult pentru această întâlnire foarte, foarte frumoasă. Ne vom mai vedea cu ea. Am avut această lansare. Felicitări pentru lansare, felicitări pentru emoții, felicitări pentru doamna învățătoare. A fost o plăcere. Vă mulțumesc, mi-ați făcut o mare surpriză. A fost extraordinar. Mulțumesc. Și ție îți mulțumim pentru vizită, doamnelor și domnilor. Ei bine, dacă este bine, este și domnul Hanganu aici alături de noi. Îi mulțumim pentru vizită și pentru faptul că de fiecare dată învățăm lucruri noi de la domnia sa. Ce mai face, domnul Hanganu? Bine v-am regăsit. Facem lucruri bune și zic eu minunate și mi-am propus ca la fiecare apariție să încerc să aduc câte o noțiune care poate fi utilă oamenilor. Da, doamnelor și domnilor, domnul Hanganu vrea să vorbească despre un termen pe care l-am auzit de la cunoscutul coach Petre Nicolae, despre homeostazie. Exact. Este o stare cu totul și cu totul specială care poate să fie indusă și implementată prin... Homeostazia, trebuie să punem de la o definiție. Homeostazia este, de fapt, acea stare de echilibru. Este capacitatea organismului de a se menține într-o stare de echilibru. Un exemplu foarte simplu și la îndemână este temperatura noastră corporală. Prin homeostazie, temperatura noastră este menținută aproximativ constantă. Dar ceea ce vreau eu să introduc ca și noțiune este o noțiune un pic mai complexă. Această homeostazie, de fapt, definește chiar starea de sănătate. Starea noastră de sănătate este o stare de echilibru. Această stare de echilibru se manifestă în plan energetic, în plan celular, în plan organic. Atunci când suntem în echilibru cu toate aceste elemente, putem să spunem că suntem sănătoși. În momentul în care apare un dezechilibru, în momentul acela apar semnele bolii. Și aici aș vrea să explic în câteva cuvinte ceea ce au studiat colegii noștri de la ScienceMed de aproximativ 10 ani, și anume modul în care noi ne îmbolnăvim. Îmbolnăvirea este o rupere de echilibru și prima dată apare dezechilibrul în plan energetic. Și ei au reușit să pună acest lucru în valoare prin niște aparate care se numesc aparate de biorezonanță sau de medicină cuantică, după care, după o perioadă, apare dezechilibrul în plan celular. Și aici ei au folosit niște aparate care se numesc, niște aparate specializate care măsoară la nivel celular, electrosomatografe se numesc aceste echipamente pe care le folosesc ei, iar ceea ce
percepem noi ca boală efectiv este de fapt stadiul 3, atunci când boala ajunge la nivelul organic. Ei, lucrurile foarte interesante sunt că, de fapt, organismul nostru, cu ajutorul homeostaziei, singur încearcă să se reechilibreze. Dacă îl mai și ajutăm, fie că vorbim despre un tratament energetic, fie că vorbim despre un tratament cu produse naturale sau cu produse chimice, noi nu facem altceva decât să încercăm să ajutăm organismul că el să-și recapete această stare de echilibru. De fapt, această homeostazie este o noțiune foarte, foarte vastă și este foarte studiată, cel puțin de noi, în medicina integrată, dar și în ceea ce înseamnă efectul CBD-ului, pentru că CBD-ul este cel care stimulează restabilirea acestui echilibru în plan fizic. Aici sunt, de fapt, mai multe elemente care trebuie analizate. Pe de o parte este acest plan fizic, după care este planul energetic. În plan energetic se lucrează foarte mult cu homeopatie și vreau să vă spun că am avut chiar un studiu foarte interesant, pentru că noi la HEMED am făcut o premieră, deci am schimbat un pic rețeta produselor în sensul că am introdus în compoziție mentol pentru a da un gust un pic mai plăcut produselor. El, într-adevăr, datorită ozonificării, au un gust un pic mai neplăcut și atunci ne-am gândit să introducem acest mentol în compoziție. Ei, dar vreau să vă spun că pentru a face acest lucru, am făcut timp de 3 ani studii să vedem dacă acest mentol nu influențează alte tratamente, în special tratamentul homeopatic. Pentru că sunt anumiți homeopați care ne-au spus, atenție, nu cumva să apară o problemă și să antidotați cu mentol, să antidotați remediul homeopatic. Și am făcut 3 ani studii împreună cu cei de la ScienceMed și am demonstrat științific că nu interferă absolut deloc administrarea unui produs cu CBD mentolat cu produsul homeopat. De ce? Produsul homeopat acționează în planul energetic. CBD-ul acționează în planul fizic. De fapt, ele sunt complementare, nu se antidotează unul pe altul, din contră, ele se ajută. Ei, acum o să încerc să explic cum ajută CBD-ul la restabilirea echilibrului, pentru că este un lucru foarte important să înțelegem un mecanism nu foarte complicat. Noi când ne îmbolnăvim, întotdeauna avem un agent patogen care generează o infecție la nivelul organismului. Această infecție ajunge și se manifestă în primul rând la nivelul mitocondriei din celulă. E, acolo, mitocondria este ca uzina energetică a celulei. Acolo apare acest dezechilibru, această rupere de echilibru. Ei, practic CBD-ul este cel care acționează asupra acestei mitocondrii și o ajută să-și recapete starea de sănătate, starea de echilibru. CBD-ul mai face două lucruri foarte interesante. Pe de o parte, funcționează ca un modulator pentru ceea ce înseamnă sistemul imunitar. Și aici o să vă dau un exemplu foarte interesant. În ultima parte o să vă spun un pic niște cercetări de ultimă oră legate de celulele neoplazice sau celule tumorale. Practic, în momentul în care administrăm CBD unui organism, el funcționează ca un radar pentru sistemul imunitar. Aha. Vine și arată sistemul imunitar unde trebuie să intervină, care este celula nocivă, care este virusul, bacteria, unde trebuie să intervină, după care încearcă să facă două lucruri. Deci, dacă poate repara celula, încearcă să o repare, dacă nu, încearcă să o înlocuiască. Și aici vorbim despre fenomenul de regenerare celulară, care este iarăși unul dintre cele mai mari avantaje ale CBD-ului. Faptul că CBD-ul funcționează ca un activator pentru celulele stem. Noi, într-o perioadă de aproximativ 7 ani, regenerăm integral celulele din organismul nostru. Deci, la fiecare 7 ani, noi suntem alți oameni. Au fost înlocuite aproape toate celulele din organismul nostru. Această înlocuire se face din celule stem activate de acest CBD. Acum o să încerc să vă mai explic un lucru foarte interesant legat de ceea ce înseamnă ozonificare, pentru că, așa cum v-am mai spus, noi la HEMED Pharma avem un brevet mondial de invenție legat de ozonificarea produselor cu CBD. Și rezultatele care ne-au venit în ultimele 2 luni sunt uimitoare. Deci noi am anticipat că prin această ozonificare se crește de aproximativ de până la 10 ori eficiența administrării unui produs. Dar rezultatele care ne-au venit din Israel, vreau să vă spun că măsurabil au ajuns până la aproape de 14 ori mai eficiente. Excepțional. Pentru că, pe de o parte, este vorba de trecerea barierei dermice, pentru că noi avem bariera dermică este, dacă doriți, prima linie de apărare a organismului nostru.
Prin bariera dermică trec foarte puține substanțe din mediul exterior. Asta este și bine și rău. Este bine că ne protejează de tot ce înseamnă bacterii, virus, care altfel ar pătrunde în organismul nostru, dar este și rău în momentul în care încerci să administrezi niște substanțe utile organismului, pentru că organismul nu le lasă să pătrundă în interior, el se apără. El nu știe dacă este bună sau este rea această substanță. Ei, vreau să vă spun că prin ozonificare se trece de această barieră dermică și dacă un produs normal este absorbit undeva 25-30% din substanța activă, un produs ozonificat ajunge la 92-95%. Dar partea mai interesantă este alta, este legată de biodisponibilitate. Pentru că odată pătruns o substanță din afara organismului în organismul nostru, iarăși este un mecanism de apărare. Este această biodisponibilitate. Deci noi nu încorporăm în mod natural substanțele din exterior. Trebuie să fie analizate cu foarte mare atenție de organismul nostru să vadă că sunt bune sau nu sunt bune. Nu vreau să intru într-un mecanism foarte științific, absolut, dar această biodisponibilitate face ca o substanță, chiar odată pătrunsă în organism, să fie acceptată de organism sau rejectată, respinsă de organism. Ei, și acum o să vă dau niște rezultate de foarte mare noutate, zic eu, legat de ceea ce înseamnă celule tumorale. Aceste celule au două caracteristici care le fac extrem de periculoase. Prima este aceea că ele se multiplică într-un ritm foarte rapid, într-un ritm necontrolat. Practic, în momentul în care avem o afecțiune neoplazică, ritmul de creștere al numărului de celule tumorale devine exponențial, din ce în ce mai repede, și ajungem într-un timp foarte scurt să omorâm întregul organism. Al doilea mecanism foarte interesant este că aceste celule se deghizează. E, cred că e cel bun termen ca să înțeleagă. Practic, organismul nostru, sistemul nostru imunitar, ar avea capacitatea să distrugă aceste celule tumorale. Dar ele se deghizează în celule normale, sistemul nostru imunitar nu le vede să le distrugă și atunci aceste celule proliferează. Ei, aici vreau să vă spun că CBD-ul a venit cu niște rezultate fantastice. Cred că v-am mai spus, acesta este un studiu care deja se apropie de stadiul 3, de stadiul final al unui studiu clinic, pe ceea ce înseamnă 80 de cazuri de cancer mamar cu remisie de 100% pe toate cele 80 de cazuri, folosind ceea ce s-a folosit în acest studiu era CBD-ul de 2000, pentru că în acel moment noi nu aveam CBD-ul de 3000, care este cel mai performant. Dar s-a folosit acest CBD de 2000 împreună cu această ciupercă, Agaricus blasemuril, cu tămâie, și vreau să vă spun că au fost rezultate fantastice. Dar acum au extins aceste studii și pe cancere mai grave, să spunem. Cancerul mamar este un cancer mai blând, deși nu-i bine spus, dar nu știu cum să exprim altfel pe înțelesul oamenilor. Nu este o formă atât de agresivă, să zic. Exact. Ritmul de multiplicare al celulelor neoplazice nu este atât de mare ca, spre exemplu, la un cancer pancreatic sau un cancer la stomac. Sau un... Acolo ritmul este năucitor, la ficat, la pancreas. Da, ritmul, în general, durata de viață sau speranța de viață a unui pacient este sub 3 luni. Așa este. Ei, vreau să vă spun că în momentul acesta am reușit să obținem, iarăși, asta e o premieră mondială, CBD-ul de 3000. Este cea mai înaltă concentrație de CBD existentă la acest moment pe piața mondială și faptul că este și ozonificat duce la mari speranțe și studiul care se desfășoară în acest moment este legat de ceea ce înseamnă cancerul de prostată, unde se mai asociază cu un produs foarte interesant pe bază de aronia, și asta este un subiect interesant, poate l-abordăm într-o emisiune viitoare. Aronia este o plantă extraordinară, deci combinația aronia cu acest CBD, pe un studiu făcut în Japonia, a avut o rată de remisie de 100% pe 14 cazuri. Este fenomenal. Prima dată când s-a obținut 100% pe un asemenea studiu. Dar lucrurile care sunt iarăși foarte de mare interes pentru noi, și asta este un domeniu pe care noi cercetăm intens în acest moment, este acela că s-a constatat că celula tumorală are 96% aceeași structură ca o celulă stem. Este incredibil. Deci celula stem, care de fapt este foarte bună pentru organism, pentru că stă la baza regenerării întregului nostru organism, are o celulă, această celulă seamănă 96% cu celula tumorală, care este distructivă, este cea mai periculoasă pentru organismul nostru. Și ceea ce se studiază în acest moment cu niște rezultate, după părerea mea, dacă se vor confirma, istorice, pentru că, exact, încercăm folosind CBD-ul și bombardamentul cu laser pentru a energiza, pentru a transmite mai rapid informația, s-a reușit transformarea celulei neuronale sau neoplazice în celulă normală stem și activarea ei și obținerea celulei sănătoase. Chiar este spectaculos. Este făcută pe șoareci deocamdată, pe oameni abia început stadiul, este stadiul 1 de cercetare, fiind vorba de cazuri foarte grave.
trebuie foarte multe aprobări pentru a putea desfășura un asemenea trebuie studiu. Dar lucrurile sunt chiar, chiar foarte, foarte... Eu așa le văd, dau o mare speranță oamenilor foarte grav bolnavi. Da. Deci ne oferiți vești absolut senzaționale, doamnelor și domnilor, cercetările pe care le face domnul Hanganu, ce le face echipa de la ScienceMed cu care lucrează, sunt într-adevăr spectaculoase. Sunt remedii care, la unele dintre ele, și asta este un secret al meu și al lui domnului Hanganu, am apelat apropo de oboseală. Dincolo de toate însă, informațiile pe care le zice domnul Hanganu sunt absolut senzaționale. După o scurtă pauză, îi mulțumesc foarte mult, vă mai așteptăm cu cel mai mare drag. După pauză, mănânci? Mănâncă acum ca să știu să te trimit acasă, că după aia vine Oana cu medicul estetician și o să taber pe el. Abia se face carnea. Bine, după pauză, doamnelor și domnilor, felicitările, masa și dansul, până acum a fost știință. Mulțumesc, domnul Hanganu. Mulțumesc și eu. Ne întoarcem. Turcu și invitatul ei, medicul Renert Gad, ne vorbesc despre intervențiile chirurgicale. Cum să arăți mai bine și nu mai rău, ca în cazul multor vedete, aflați peste câteva momente. Cât investesc vedetele în haine? Aflați imediat la Exclusiv VIP. Bună ziua, bună ziua, doamnelor și domnilor. Noi ne-am retras în acest loc puțin mai ferit, pentru că aici este un miros absolut extraordinar. Miroase a tot felul de... Știți voi rețetele mult mai bine decât noi. Noi vrem să vorbim despre cum să mai slăbim, cum să ne mai înfrumusețăm, ce să facem să arătăm mai bine. Dar știți cum e, în casă aici n-ai cum, toată lumea gătește. Și totuși, lângă mine, marele și incontestabilul Gad, așa îi se spune, este Dumnezeul Dumnezeilor, adică cel care face fetele frumoase și din ce în ce mai frumoase. Este medic primar în chirurgie estetică. Plastică. Da, plastică. Nu deci estetică, mult, mai, da. Mult mai vast nu estetică, domeniul. Da. Ceea ce e foarte important e că dacă întrebi așa prin oraș, da, tu unde ai fost? Da, tu la cine mergi? Toată lumea spune la Gad. Deci asta e rețeta. Nu știm de ce. El e un tip care arată absolut extraordinar și îl vedeți și voi. Dar fetele spun că nu doar acestea sunt calitățile pe care le are. Noi îl știm de foarte mult timp, mai ales de pe vremea când era realizator și prezentator TV la TVR1. Da, am avut o emisiune tot așa, un sezon de fapt, dar foarte frumoasă, nu neapărat despre chirurgie estetică, mai mult așa cum era Dr. Oz. Da. În american am fost patru medici. Varianta românească. Da, și fiecare povestea puțin și încerca să explice un anumit aspect din meseria lui sau o temă cu diverse propsuri de... nu-mi vine cuvântul așa... explicam pe păpuși, explicam cum se face un anumit lucru. Aveam un cardiolog, un oftalmolog, un stomatolog și fiecare aducea mai multe rechizite, așa se numeau rechizite, așa ca să explice un anumit aspect din meseria lui, o operație, o boală, o ceva. Foarte interesant. Ce înseamnă tensiunea arterială, ce înseamnă, să spun așa, nu că toată lumea fuge de medic și de fapt medicina ar trebui să fie... Au fost subiecte foarte frumoase, așa mai medicale. Mi-a plăcut foarte mult și mie. Da. Noi ne întâlneam pe vremuri la mai toate televiziunile care erau atunci, acum câțiva zeci de ani, nu? De 20 vreo de ani tot... 13 ani, da, așa. Da. Acum, de vreo 6 ani, am fost mai incognito, mai liniștit. Recunosc că l-am prins foarte greu. Și totuși vreau să pornesc într-o discuție interesantă. Toată lumea e acum cu filtre, cu tot felul de aplicații. Fiecare dintre noi și recunosc
că și eu sunt tentată să folosesc filtre și multe... Să știi că acum e încă, s-a mai potolit lumea. Eu acum l-am descoperit. E mai bine. Da, eu acum l-am descoperit. Acum vreo 4 ani nu vedeai un om, e o poză, îți trimitea cineva o poză. Din piață. Și paciente care proaspăt operate, voiam să-mi trimită o poză să văd cum arată acasă, mai sunt, vine, te-am numai să-mi tot cu filtrul mi le trimită. Adică nu, acum s-a liniștit lumea. Acum e bine. Dar a fost înainte când venea o pacientă sau un pacient, adică nu e la o consultație și spuneam, uite, aveți o mică asimetrie la sprâncene sau la arcada pomeților, așa, volumetrie, nu știu ce. Se uitau la mine ca pisica la ceas, nu înțelegeau ce asimetrie, ce, despre ce vorbesc eu. Până le facem o fotografie, le arătam, am un program special fotografic de asta. E așa, acum, când au început filtrele și toate nebuniile și lumea numai cu ochii pe ei, da, însuși în ecrane, stau și atunci când a început trendul ăsta și nu mai scăpai, veneau pacienții deja instruiți că și mi-arătau niște asimetrii, niște probleme atât de mici, care eu ieșeau ochii din cap, nu le vedeam. Nu le vedeam și le dădeam un pix, un dermatograf, vă rog, desenați-mi cum vreți pe să oglindă fiți. Unde vă deranjează, că nu văd, uitam așa, nu, zero. O perioadă lungă de timp, acum nu mai e așa, chiar așa, acum s-a mai liniștit treaba, s-a mai potolit lumea. Da, ca orice lucru care începe într-un val mare și pe urmă se deci, mai... Deci, încă o dată, valul filtrelor a fost și încă mai este la modă și fetele, da, vin cu poza, așa vreau să fiu, vin ca în filtrul respectiv. Și ne obligă să dezvoltăm tehnici chirurgicale noi. Vor găsite să arate... în aplicații, nu în medicină. Da, vin cu poza de pe Face. Exista un program, mai există. Face Up se numea, nu știu dacă am voie să zic, nu contează. Dar toți îl folosesc de la gratuit, care te modifică de toate, că nu semănai deloc cu cine ești. Și veneau toate, aproape, veneau cu poza lor de pe FaceApp, că vor să fie la fel. N-ai cum! De obicei, programele acelea ce fac? Nu dau volum, cum făceam noi simplu, prin injecții sau relaxarea ridurilor, puțin cu botox, sau hai, mai atenuăm tenul cu laseră, cu peeling-uri, nu se mai putea, nu ajungeai să arăți ca în programul acela. Da. Ce face programul? Programul acela ridica fruntea, ridica sprâncenele, ploapele, ochii, făcea ochi pisicoși, ridica colțul gurii, contura foarte frumos mandibula. Asta n-ai cum să le faci din injecții sau din tratamente minim-invazive. Aia intri la ciocan și nicovală, nenică, adică înțeles. Nu merge. De asta atunci când mai folosesc filtre, îmi spun, te-ai operat. Fetelor, da. Nu m-am operat, ci doar am... Problema e că vine o femeie de 26-27 da. De ani și vrea modificări majore de genul acesta, n-ai cum să sar cu cuțitul pe ea. Nu poți, adică nu e etic, nu e normal. Lăsăm la o parte că sunt alți medici care fac acest lucru, dar mie nu mi se pare etic, fiindcă orice modificare chirurgicală, orice cicatrice, intervenție mare la nivelul feței, mai ales la nivel periocular, pe care o facem acum și arată foarte bine 5, 6, maxim 7 ani, apoi trebuie retușată, corectată, se asimetrizează totul, adică nu arată bine, se rotunjesc cu ochii și operațiile secundare, terțiere, devin din ce în ce mai riscante și mai complicate. Și dacă începi la 20 ceva de ani, ce faci la 50? Corect. Hai să vedem acum niște imagini și să imagini, comentăm surpriză. Puțin, să vedem ce observăm acum. Avem în ecranul mare, cumva, așa, gata, acum avem și noi, frumoasa noastră Adelina Pestrițu. Ce fel de intervenții sunt făcute și... Eu nu zic ce fac. Nu vreau să comentez. Vedete că majoritatea au fost și pe la mine la o adică și nu prea am voie să zic ce am făcut. Da, putem să le comentăm de bine, adică Adelina, da, și-a făcut nasul, buzele, sprâncenele și le-a tatuat și le-a aranjat. E ciudat că tu te uiți într-un colț, știi? Nu a făcut mare lucru Adelina Pestrițu. Poate mutăm ecranele. Nu, văd, stai liniștit. Da, așa. Văd. Na, machiaj,
puțin filler la buze, puțin botox, sprâncene ridicate, din machiaj, nu din altceva. Da, da, da. Nu știu cum are lucru. Oricum, rinoplastia a schimbat-o foarte mult. Ea a fost întotdeauna superbă. Rinoplastia a schimbat-o foarte mult și, mă rog, buzițele. Cam atât nu are... Pare total diferită dacă ne uităm în poze. S-au schimbat și tehnicile de fotografie, s-au schimbat și tehnicile de machiaj. Corect. S-a schimbat și fashion-ul de a stiliza sprâncenele și atunci la ea nu prea. Chiar dacă n-au nicio obrighite să are multe. A avut și multe probleme, ne știm. De la ce au apărut problemele? Apropo și de tehnicile folosite de-a lungul timpului și de faptul că inclusiv chirurgia estetică... Multe persoane așa... care au trăit și în alte țări, nu numai în România, au avut injecții cu filere permanente, mai ales bioalcamid, erau substanțe, nu mai există de mulți ani. În anii, începutul anilor 2000 a fost introduse, având în vedere că erau substanțe permanente, s-a folosit în destul de mult, așa, da. În masă. Și a mai dat și rateuri, probabil. A generat foarte multe probleme și în timp. Și a extrage un filler permanent e foarte dificil, necesită multe intervenții chirurgicale și s-a rupt, a suferit mult. A avut multe. A făcut lifting-uri, a făcut de toate. Acum arată binișor, adică chiar am văzut în ultimul timp. Peste Daniela Crudu, era mai devreme, poate revenim la ea. Acum suntem cu imagine, așa, Daniela Crudu. Daniela nu și-a făcut mare lucru de-a lungul timpului, tot așa și modifica, și-a făcut puțin fire la ochi, la sprâncene și-a ridicat un pic colțul ochilor, buzele le face de când o știu și le tot face. Nu a făcut mare lucru ea. Sunt pozele făcute de tot așa cu aplicații, adică nu arată așa exact, realitate. Nu arată chiar așa. O știu bine. Arată altfel. Hai să vedem ce se întâmplă puțin în bucătărie, pentru că acolo prietenii noștri e greu să te concentrezi cu mirosul. Aproape gata. Aproape porcul ăsta ne cam atacă din când în când, mai sare. E foarte agresiv. Da, da, da. Foarte frumoasă rochia. O, mulțumesc. Absolut superbă. Dubai. Mulțumesc. Da. Dubai, viața ca în rai. Da, dar a luată din România, să știi. Foarte mișto. Foarte mișto. Ok. Avem e bine, aici. Da? Da, avem de toate. Mămăliga e gata. Ideea e că supa asta cremă de praz arată într-un mega fel. Cu... acest fân făcut, de fapt, e o poveste reinterpretată, ideea asta de fân. De fapt, e praz dat prin... Făină și? Amidon. Amidon, a, așa. Nu, am zis că îl iau cu mine la el. Ai văzut? Dă impresia asta, chiar îți dă impresia de fân, dar el e praz. Foarte dulce, foarte plăcut, plus că e supa cremă de super bun, te lăsăm acolo, Zara, să guși și să ne povestești. Poate ne aduci și nouă. Noi ne luăm la revedere de la voi, intrăm în publicitate și revenim cu domnul doctor aici în studio. Revenim cu medicul nostru care cu adevărat ne aduce informații de ultimă oră, pentru că în domeniul chirurgiei plastice înțeleg că lucrurile evoluează de la o zi la alta și vorbim așa punctual pe ceea ce vedem, să vedem acum niște imagini cu cine sunt, cu... Domnul săraca Donatella Versace. Așa, Donatella Versace. Uite, aici e un exemplu. S-a operat în tinerețe, că avea posibilitatea și accesul la cei mai buni chirurgi. Arăta bine, probabil, la vremea respectivă, dar uite, după mulți ani, ce se întâmplă când exagerăm cu operațiile în tinerețe, pe urmă, vârsta, după 15-20 de ani, totul se modifică, totul îmbătrânește puțin nefiresc sau mai mult nefiresc. Și atunci, foarte greu de corectat, extrem de dificil. Și care e soluția? Să nu... Soluția este chiar ne... Soluția este exact abordarea pe care o am eu acum, fiindcă nu mai știam ce să fac cu toate filtrele astea, ce operații să mai scot ca să le dau ce vor și să deci, nu, efectiv, medicii, să nu păcălesc pacienții cu fire și cu tot felul de tratamente care pică în
până, deci eu le fac tratamentul cu fire și până când coboară de la liftul clinicii și ajung pe stradă, se duce efectul. Adică nu, nu e până când ajung la lift s-a terminat. S-a dus firul. S-a dus firul, așa că nu, nu, nu se mai poate. Și atunci am recurs la un domeniu foarte nișat, foarte special în chirurgia plastică estetică, un domeniu care foarte puțin medici în lume îl fac, se numește chirurgia endoscopică. Ce înseamnă endoscopică? Înseamnă să folosim o cameră video și prin niște incizii mici plasate undeva într-o zonă ascunsă, retroauriculară sau pe scalp, la, de mici de un centimetru, intri și pur și simplu poți să modifici, să modelezi toată fața, să ridici frunta, să ridici sprâncene, să ridici tâmplele. Avem acum niște poze și o să te rog pe tine să comentezi. Este, sigur, vorba despre Norina. Da, Norina Stoica, un designer renumit. Și, mult, mult renumit, da, un creator absolut extraordinar. Într-o notă personală, e chiar prietena mea, așa că... Iubita ta. Iubita, da, așa, da, și m-a lăsat să-i pun poza și să-i povestesc. Uite, și ea a venit să la mine la fericiți. Început. Asta este o exclusivitate, da? Se întreabă toată lumea cu cine da. Este da, domnul doctor Gad. Iată de 3 ani este. Împreună, da, și o relație foarte frumoasă. Și Doamne ajută! A venit la mine cu exact problema asta. Că vrea să arate ca pe FaceApp, adică e ceva, că și ea își face poze și așa. Ce să-i fac? N-aveam, adică am încercat tot felul și ea a fost pe la toți medicii, avea posibilitatea, bineînțeles, oriunde și în lume, nu numai la mine. Și nu și-a făcut mare lucru, n-a fost ce trebuie. Și atunci am încercat să facem o variantă puțin mai radicală a chirurgiei acestea endoscopică și prin niște mici incizii la nivelul scalpului am făcut o ridicare completă a feței, a sprâncenelor, a colțul ochilor, al tâmplelor, al pomeților și un mini lifting de buză. Asta e tot ce are. Și acum dacă pune face up-ul cu poza normală și apasă, nu se vede nicio diferență. Nu pot să cred. Jur, am făcut, uite, o să o rog să facă odată un video și chiar nu mă... Dar e chiar așa. Genial, și genial. Și arată, wow, e un domeniu pupăm, foarte Norina, nou. Și mi-e tare dor de tine. De-abia aștept să ne revedem cu noul look, să zic așa. Hai să mai vedem nu niște... Nu mai așa nou, are deja aproape... Deci rezultatele se mențin deja 2 ani. A, să știi că eu n-am văzut-o de 2 ani, rezultatele deci... Da, ne-ai spus. Ia să mai vedem și niște bărbați, pentru că înțeleg că și bărbații vin din urmă foarte interesați de... La fel, aceeași problemă cu Mickey Rourke, săracul, care a fost boxer, profesionist, sau nu știu, habar n-am, dar ceva de genul, și a suferit fel de fel de traumatisme la nivelul feței și atunci s-a operat în tinerețe, aici, în poza din stânga, era foarte frumos, foarte tânăr, aveam și un film celebru, am uitat cum se numește, cu Kim Basinger, parcă. Așa. De mult, dacă-s bătrân, știu. Și toți și el au făcut niște mici intervenții, nu foarte mari, un mic facelift, s-au ridicat, totul chirurgical cu tăieturi. Da. Tăieturile alea, cicatricile care se formează în interiorul feței, în interior, în timp, se deformează. Extraordinar. Se deformează. Ori se retrag, fac o tracțiune, ori pielea devine rigidă pe un punct, mai elastică pe celălalt și atunci... Asta nu se întâmplă atunci, se întâmplă după 20 de ani, să zicem așa ceva. Și este, de asta e important să nu ne operăm, sau să facem operații, doar operații endoscopice, operații finuțe, cu tăieturi mici, care nu lasă fibroză. Fibroză înseamnă țesutul cicatricial de sub piele, în urma unei decolări masive, ce se întâmplă când ridicăm fața, când facem un lifting facial, când ridicăm gâtul sau chestii de genul acesta, sau și ridicările de frunte, care se făceau înainte, nu cum le fac eu, 2-3 incizii micuțe acolo, ci se tăia fruntea pur și simplu ca o coroană de flori. Mamă, incredibil! Da, și am paciente tinere care au plecat până în Coreea să-și facă prostia asta. Da. Asta iată, nu înseamnă că nu sunt bune, dar se fac la 70 de ani. Este când singurul medic, cred, care pledează pentru non-invaziv până la urmă și mi se pare minim extraordinar. Sau exact. Fac și invazive, îmi place, eu sunt chirurg, sunt și chirurg faci, radical, dar... îmi plac operațiile invazive.
respective, la limită. Dar la momentul lor. Exact. La momentul deci, lor. Deci, fetelor, sunteți tinere, bucurați-vă de tinerețe, bucurați-vă de vârstă și, nu știu... Și ștergeți aplicația. Asta zic, ștergeți aplicația să nu mai aveți modele. Da. Ce? Doamnelor și nu domnilor... Numai Cristi arată la fel. Da, doamnelor și domnilor, aplicațiile se strică pe mine dacă sunt... Vrei un filtru ceva? Da, exact. Cu filtru sau fără filtru nu mai fumăm. Gat, prietenul nostru, Oana, mâine avem alte surprize. Numai publicitatea vă poate opri. Nu mulțumim foarte mult. Nu rămânem aici, mulțumesc. Oricum. Rămâneți pe Prima TV. Rămâneți pe Prima.